Fraților, cu ziua învierii, noi vă salutăm și vă felicităm din nou. Am cântat împreună cu dumneavoastră, ne-am rugat, mai bine dispus, am mărturisit că am văzut învierea lui Hristos și vrem să ne închinăm Sfintei Cruci, prin care a venit bucurie la toată lumea. Ar trebui să fie un dor, poporul nostru are așa un cuvânt deosebit care nu-l au celelalte popoare, un dor, cum este de mamă, de tată, de patrie, mai ales de biserică sau de întâlnirea cu Hristos. Asta ar trebui să fie în sufletele noastre înțelesul bisericii, iar în Hristos cu frații, cu acei care sunt cu încredere sau aceeași credință învederată o au împreună cu noi. Pentru că unde te simți bine, când sunt frații împreună, zice Sfântul Proroc Isaia. Iată, Evanghelia Duminicii acestea vorbește de trapeza cea mare, de înmulțirea pâinilor, înmulțirea peștilor, de purtarea de grijă a lui Dumnezeu și pentru cine? Pentru cei care au stat și au ascultat cuvântul lui Hristos. Toți patru evangheliști mărturisesc despre această minune, înmulțirea pâinilor, arătând de fapt că este un fapt învederat sau că este o lucrare concretă a lui Dumnezeu și arătând ostineala ucenicilor care nu reușeau să care pâine la cei care erau pe iarbă aranjați, câte 50 de cete, bărbați la 5.000 în afară de femei și copii. Mai întâi de toate, zice evanghelistul Ioan, că însuși Hristos, la începutul predicii, așa când s-a adunat lumea, cum o facem și noi, a luat în seamă mulțimea și a zis ucenicilor, aveți pregătit ceva de mâncare, așa cum oricine ar purta de grijă. Dar el vrând să le arete, deci că el știe despre ce au nevoie oamenii, dar întreabă pe dânsi, dar ei încă habar n-aveau, că noi când ne batem capul, când iată, când e examenul, mâine, ei, că pe că de cu seara am o noapte înainte, reușesc, mai ales spre dimineață, să-l înveț. Așa și ucenicii n-au luat în seamă cuvântul lui Hristos, Ioan vrea să arete. Când a zis Hristos că nu au, dacă au ceva pregătite de aligurii pentru mulțime. Mai apoi numai, când de acum s-au istovit toți, când Hristos i-a săturat de cuvântul lui, de cuvântul propovăduirii, atunci s-au apropiat ucenicii la Hristos și ei cu purtare de grijă. Doamne, dă drumul gloate când avem cu ce-i hrăni. Cât de frumos le zice Hristos și de fapt aici cuvânt e adresat tuturor slujitorilor, tuturor viacurilor. Dați-le voi să mănânce, n-au nevoie să se ducă undeva. Altădată când ucenicii au fost întrebați dacă nu vor să se ducă și ei cumva în altă parte la cineva care le-ar propune ceva mai mult. El nu le putea propune nimic din așa numite așezăminte ale lumii acesteia sau locuri speciale în care ei s-ar îmbogăți. Și le zice, poate vreți să vă duceți. Și atunci ucenicii și voi cum s-au dus alții. Și ucenicii atunci au răspuns, unde, Doamne, ne vom duce la tine? Tu ai cuvântul vieții veșnice. Ca să știm. De ce au fost săturați mulțimea? De ce mulțimea nu vorbea nimic? Noi am mai vorbit cu dumneavoastră că suntem cei care frecventăm biserica. Când într-adevăr te duci de la biserică, când nu întotdeauna e starea asta, dar câteodată ea este, mai ales atunci când noi o pregătim, am vorbit din noaptea Paștelui, când te duci cu toate coșul plin, tot sfințit, acasă tot miroasă și bogat în mirosuri, dar tu nu mai ai nevoie de nimic. Sună în urechi Hristos a înviat, sună în urechi învierea lui Hristos, văzând Evanghelia Paștelui, la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Și celelalte, într-adevăr, nu mai vrei nimic. Iată asta e starea care, de fapt, a pregătit-o Hristos și care o pregătește El cu acei care ascultă cuvântul Lui. Și îl primesc, dar de ce îl primesc? Pentru că îl doresc acel cuvânt. Și de fapt, întâi ar trebui să căutăm, cum ne-a zis și Hristos, împărăția Lui. Dar împărăția Lui înseamnă însuși Hristos. Când împărăția veșnicii slave, părinții noștri, cei în repaus, frații noștri, nu au altă mâncare decât Hristos este mâncarea lor, băutura lor, bucuria lor. Ei nu au altă satisfacție.
Asta va fi și a noastră satisfacție. Când întâi să vii prorocul Ilie astăzi pomenit și apoi va veni cu Enoch împreună, că n-ați vii singur. Sfinții nu umblă singuri, să fii crezuți. Apostolii câte doi umblau, știți, la propovăduire. Așa, înaintea lui Anticrist, ar să vii Ilie. Dar știți de ce? Să ne ajute să-l vedem pe acel care va vrea să vină în locul lui Hristos. Asta e Anticristul, în locul lui Hristos. Dar de ce să ne ajute? Pentru că noi însă știm, dar n-am să îndrăznim să zicem. Dar ei au să ne dea curaj să-l putem cunoaște. Pentru că Dumnezeu cu dar i-a umplut și pe Ilie și pe Enoch. Și atunci, numai decât, îl vom cunoaște. Drepții sunt cei care au mers drept în viața aceasta. Cei care au luat în urechile lor cuvântul lui Hristos, ca mulțimea toată care acum ședea pe iarbă și nu zicea nimic ca noi în noaptea Paștelui și după acei noapte, încă o săptămână de zile luminată, nu mai zic, nici noi nu o să vrem, o să vrem Hristos pururea să fie cu noi, ca să fie așa de frumos Hristos, încât noi nici la Apostolul Petru n-a să vrem să ne uităm, nici la Pavel, nici la ceilalți. Iată acum, mulțimea n-avea nevoie de nimic, dar apostolii, asta e lucrarea bisericii, poartă de grijă. Și să știți, sau ca să știm, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, când biserica este tot pentru a suprasătura, sau cel puțin a purta de grijă credincioșilor, Hristos le zice, dați-le voi să mănânce. Și repet încă o dată, nu să mai duc și să mai fac, părinte, la biserică vine păcătosule! Dar păcătosule înseamnă prieten al lui Hristos. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Nu este o poreclă, nu. Este cea mai mare prietenie cu Hristos. Apostolul Pavel zice, cel din tâi sunt eu, dacă Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși. Iată, până la urmă, ce a făcut Hristos. S-a întrebat dacă aveți ceva de mâncare. Și vă închipuiți că tot ce au avut au dat. Un băiețel avea 5 pâini și 2 pești. El a dat tot ce a avut. Asta e important. Mi-e place cum zice Teofil Preianu. Zice, a dat tot. Dacă nu dădeau tot, cred că Hristos n-ar fi putut face minunea. Așa cum și noi cu dumneavoastră, când vrem să primim ceva de la Dumnezeu, tot ce putem da să dăm, cui? Lui Hristos, Dumnezeu, până și toată viața noastră. Nu numai sudoarea feții, dar să o punem lui Dumnezeu. Doamne, Tu aranjează-o, cum știi Tu, dar tot, din tot sufletul, din tot cugetul. De câte ori ne zice biserica? Noi parcă suntem surs. Ai zis, diacon, mai facem o cușeliță, așa ea? Și cu urechile alături. Și de atât nu avem ceea ce ar trebui să avem și să primim. Dar aceștia au dat tot. Și Hristos a luat pâinile, le-a întâi ceea ce trebuie să facem și noi ce nu facem. Și n-a făcut asta cu alte ocazii Hristos. Numai acum faci. Nici când ne-a tămăduit pe cei doi orbi din naștere, nici pe acel îndrăcit mut. Dar aici s-a uitat la cer întâi și a aruncat ochii spre cer. Și noi, părinții, zic, când ne așezăm la masă, Ioan Gură de Aur zice, întâi asta s-o face. Era sfânt la poporul iudaic. Dacă nu făcea asta Hristos, n-ar fi luat nimeni pâine din mâna lui. Nimeni n-ar fi, dar la mă repede, mă repede, pierde stăroi și cam pot și repede, că mă duc întârzi și cafeaua și țigară încă pe drum să nu uit, să o iau, măcar cumva. Și atunci avem ce avem, s-a uitat la cer, apoi a binecuvântat pâinile, apoi a frânt, a dat ucenicilor și ei au dat poporului. Iată, o rânduială aceasta, până astăzi așa se face în Sfânta Biserică. Nimic străin, tot ce a făcut Hristos, nimic mai mult, dar nimic mai puțin. Și s-au săturat toți și au adunat încă 12 coșuri de fărâmături, de bucăți de pâine, nu pâine întregi, dar fărâmături, ca încă o dată să ne convingem, zice Sfântul Nicolae Velimirovici, că n-a fost un miraj și nici n-a fost o nălucă cumva, ci într-adevăr a fost pâine. Și toți le-a fost pisațul tuturor. Mie, de exemplu, îmi place cu pâinea cu semințe, dar dumneavoastră și vă place. Apie că era și cu semințe. Dar la unii le place timen de celăși. Era și cu dișel. A fost pe placul, era din mâna lui Hristos. Vrem să vă amintim că acest Ilie pomenit a trăit cu 800 de ani înaintea venirii lui Hristos. Când s-a născut el, tatăl lui l-a văzut cum doi tineri
în veșminte albe. Unul îl înfășa cu pare de foc, iar altul îl hrănea cu foc. Și în felul acesta s-a arătat prin această lucrare râvna lui față de Domnul Dumnezeu. Că de două ori purta el numele lui Dumnezeu, Ilie, așa ar fi din limba ebraică. În felul acesta a fost un slujitor mare, un mare râvnitor, dar râvnitor într-o credință cea dreaptă. De unde știm? Atunci când poporul a văzut minunea care a făcut-o Sfântul Proroc Ilie, l-a lăudat pe Dumnezeu și a mărturisit credința dreaptă, simbolul credinței Vechiului Testament. Îl țineți minte, simbolul credinței, noi îl zicem în fiecare dată, la utrin îl zice diaconul de aici de pe amvon. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nou. Deci zice, Domnul Dumnezeu este Dumnezeu, a strigat tot poporul. Când la rugăciunea lui Ilie, Domnul Dumnezeu a trimis foc asupra jertfii și asupra lemnilor și asupra șanțului cu apă, toate le-a cuprins, ardea apa, tocmai la rugăciunea lui Ilie. Și atunci toți au zis, iată, ăsta e adevăratul, dar Dumnezeii, așa numiți slujitori, a lui Val, era Dumnezeul agrinilor, Dumnezeul roadelor considerat de cei din Sidon. De acolo era Izabela, soția lui Ahav, împăratul necurat, să zice, sau împăratul necinstitor de Dumnezeu, care s-a căsătorit cu femeie străină și ea că își face femeie străină. E mai tu știnsoară aici, la tine acasă, eu din mahala ta, din satul tău, care-i cunoști tu, ia că cum să mă însor, ia că așa, măi tu, ai să iei din Italia, ai să vorbești ca italienii, măi tu, și ai să... Dar ei vorbesc tare repede italienii, nu înțeleg nică moldovenii și grezi italienii. De atât ieți-o de acasă de la tine. Ia că ce-a făcut împăratul și ei au venit cu zeitățile ei, cu Val și cu Astarta. Și i-a zis lui Ahab, Domnul Dumnezeul tău nu este Dumnezeu bun. Uite eu, îți propun un vițel, ăsta e Val, uite îți propun pe Astarta. Și înaintea lor putem face orghii, ce dorești, dansuri, dar la Dumnezeu vostru, asta e parcă slujire, dar să facem slujire frumoasă, cum fac tinerii noștri azi, cu tot felul de slujiri idolilor, într-adevăr, îți pui mâinile în cap. În felul acesta, Dumnezeii lui Ahab, cât n-au strigat la Dumnezeul lor Val, dar al lui Izabel, preoții, au strigat, erau 450 al lui Val, și 400 a lui Astarta. Și nu a făcut nimic. Dar cum să facă? Dar Ilie își bătea joc. Strigați mai tare. Poate doarme, poate pe mahală, poate n-aude, poate un bătrânit Dumnezeu. Poate doarme în zis de-amă. Dar strigați mai tare. Îi bat jucurea. Și la urmă așa a fost învoirea. Că cel a cui Dumnezeu va cu foc va mistui jertfa, acela e Dumnezeul cel adevărat. Și iată aici, poporul lui Israel au mărturisit încă o dată credința în cea dreaptă, în Domnul Dumnezeu. Și acest Dumnezeu era a cui credeți? Ca lui Ilie. Iată așa se dea Dumnezeu și în noi să cunoască lumea. Pe Hristos al nostru, țineți minte, în postul mare călugării, când vineau după 40 de zile de post, se sărutau unul pe celălalt, ce îmi place Dumnezeul tău, măi frate, Hariton, îmi place Dumnezeu, măi, ateu, măi frate, Lavrenti. Dar a nostru Dumnezeu, cam beda când ne ducem de la biserică, nu prea îl cunosc nimeni, noi de mghini că avem măcar măști la față și ne ascundem după măști. Dar ar trebui să ne cunoască că venim de la biserică și ar trebui să vadă și comportarea noastră. În Duhul lui Ilie a fost Ioan Botezătorul. Ce înseamnă Duhul lui Ilie? Înseamnă Dumnezeu, Duhul Sfânt, care într-atât lucra în Ilie, încât nimeni nu putea să deosebească altceva decât numai Dumnezeu însuși fiind întru el. Și același Dumnezeu înseamnă în aceeași lucrare a lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Țineți minte, în o dată întrebau și despre Hristos. Cine ești tu? Dar cine zice lumea? Cum mă cred oamenii? Unii zic că ești Ilie Fesfiteanu. Alții zic că ești unul din profeți. Dar e voi cine ziceți? Știam și Ioan Botezătorul, și el era în Duhul lui Ilie. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Hristos îi întreba. Țineți minte pe ucenici. Iată acest Ilie, o să-l avem de grabă, martor, ca reprezentantul tuturor profeților. El a fost primul dintre profeți, feciorelnic pentru Vechiul Testament, nu era simplu deloc.
Dacă azi ne-am întrebat cine suntem așa sufletește, cred că n-a ridicat nimeni mâna niciodată, dar el era așa. Și tot el, deci fiind reprezentantul tuturor profeților la schimbarea la față a lui Hristos în muntele Taborului, alături de Ilie, care era legiuitorul sau cel prin care Dumnezeu a dat legea ca să-l putem cunoaște. Și tot ca și Ilie, acest Moise a fost și el în același duh al darului lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Și o să vedem de grabă. Ei vorbeau despre ieșirea lui Hristos din lume. Și am zis că el este și ultimul profet care va veni cu Enoch împreună și el o să ne-l arete, o să-l vedească pe Antichrist, pe cel care va veni împotriva lui Hristos sau în locul lui Hristos, ca noi să-l putem cunoaște. Dar pentru asta trebuie să agonisim și noi darul Duhului Sfânt. De unde? De la biserică, din tot ce facem, de la privegherii sara, de la psalm, din Sfintele Taine, mai ales în taina Eucharistiei, când din mâna lui Hristos, fiecare din noi, ca și apostolii, primim părticica Sfintelor daruri, ca merinde a vieții veșnice.